Natalitatea în continuă scădere în Vâlcea. Cea mai scăzută rată a natalității s-a înregistrat anul trecut în 12 comune din județ, printre care Șușani, Gușoieni, Titești, Crățeni, Scundu, Făurești și Valea Mare. Aici s-au născut în 2018 câte unul, doi sau maxim trei copii. Doar în stațiunile vâlcene și în localitățile din imediata apropiere a orașelor se constată un număr mai mare de nașteri. Astfel, în Vlădești, Păușești, Măglaști, Budești sau Bujoreni s-au înregistrat anul trecut între 18 și 30 de nou născuți. Pe de altă parte, conform datelor oficiale, rata mortalității crește de la an la an în Vâlcea. Peste 3200 de vâlceni au murit anul trecut. Din analiza stării de sănătate a populației județului Vâlcea în anul 2018, am remarcat faptul că natalitatea se caracterizează printr-o tendință de scădere continuă. În județul nostru, în 2018, a ajuns la 5,43, în timp ce rata de mortalitate a ajuns la 8,23 la 1000 în 2018. Cea mai gravă situație se înregistrează în sudul județului, în zona Bălcești. Aici rata standardizată a mortalității generale a fost de 12% la 1000 de locuitori. Principalele cauze de deces la nivelul județului au fost bolile aparatului circulator și tumorile. Principalele cauze de deces sunt boli ale aparatului circulator, acestea fiind pe primul loc, apoi tumorile, boli ale aparatului digestiv, ale aparatului respirator, precum și pe al cincelea loc, accidente și traumatisme. Decesele prin cancer au cunoscut o creștere anuală continuă de la 11,6% în anul 2004 la 17,67% în 2018. Numai puțin de 579 de vâlceni au murit anul trecut din cauza unor tumori maligne. Cele mai multe decese prin cancer s-au înregistrat în Râmnicu-Vâlcea, 187, Drăgășani 30 de cazuri, Mihăiești 19 decese, Călimănești 18 decese, Prundeni și Fârtățești cu 12 respectiv 10 decese.